Un eveniment care își propune să readucă în atenția românilor cânepa autohtonă își deschide porțile mâine. Pe durata a două zile, în două locații deosebite din Sălaj, sunt organizate dezbateri și activități care subliniază proprietățile și întrebuințările acestei plante, care a fost pusă într-un cont de umbră datorită asocierii ei cu un drog. Evenimentul care va avea loc în acest sfârșit de săptămână în județul Sălaj își propune să readucă în atenția cultivatorilor de plante, dar și a oamenilor de rând cânepa. O plantă care s-a regăsit de-a lungul secolelor în cultura românească, dar care în ultimii ani a fost dată uitării. Noi o avem în tradiție de câteva mii de ani, fibra de cânepă pentru țesături. Iile, cămășile noastre bărbătești, toată îmbrăcămintea românească era făcută din cânepă și in. Aflat la cea de-a doua ediție, Ziua Cânepii este un eveniment care a fost inițiat în urmă cu un an de zile de sălăjanca Leontina Prodan și este singurul eveniment dedicat cultivatorilor de plante tehnice din România. O iubitoare a tradițiilor populare, Leontina Prodan, vrea să reînvie obiceiuri precum cultivatul și prelucratul cânepii în Sălaj, județ cu tradiție în cultivarea și procesarea plantelor tehnice. Intenția doamnei Leontina și intenția noastră este de a revitaliza industria cânepii în România, în sistem gospodăresc, să folosim această resursă minunată pe care ne dă pământul nostru în folosul oamenilor. Evenimentul își deschide porțile vineri la Grădina Botanică Vasile Fati din Gibou. Mai mulți specialiști din domeniu vor vorbi despre cânepa românească din mai multe puncte de vedere și cu acest prilej se vor prezenta noi posibilități de cultură, procesare și valorificare a cânepii românești în sistem industrial și gospodăresc. Sâmbătă, evenimentul se mută în localitatea Gâlgău Almașului la Grădina Zmeilor, un monument al naturii. Festivalul de la Gâlgău Almașului are mai mult un rol educativ decât de divertisment. Partea cea mai importantă a zilei de 6 august sunt atelierele pe care le vom face. Într-un cadru de vis, la Grădina Zmeilor se vor desfășura activități culturale și educative, ateliere de lucru și demonstrative la care vizitatorii pot să participe sub îndrumarea meșterilor populari. Vom face o prezentare a materialului de construcție cânepă beton. Vom face o prezentare a păpușii cânepii, mascota zilei cânepii, un atelier în care copiii de la 0 la 100 de ani pot veni să învețe să facă păpușile cu noduri. Cânepa este o plantă minunată cu numeroase utilizări. Este folosită ca materie primă în agricultură, industria textilă, construcții, medicină sau industria alimentară. Tulpina plantei conține aproximativ 70% lemn care poate fi folosit în grajdurile pentru animale și nu numai, iar florile sunt folosite pentru ceai. Cu lemnul acela se pot face paturi pentru animale mari. Se pot face materiale de construcții. O combinație de cânepă și vară. Se pot face plăci aglomerate dintr-o plantă care crește în 100 de zile. Din floare și din frunze putem face ceaiuri și plante de leac. Prin acest eveniment, organizatorii își propun să atragă atenția guvernului asupra legislației în vigoare din acest domeniu care a îngreunat de-a lungul timpului cultivarea cânepii. Este eliberată o ordonanță de urgență semnată de domnul prim-ministru Cioloș. Acum ea este în curs de procesare. Sincer să fim, așteptăm să vedem o nouă veste de la guvernanță, să vedem ce decizie iau ei. Sperăm ca această hotărâre să fie una care să fie în folosul românilor de rând. În paralel cu demersurile făcute pentru a promova culturile de cânepă și in, va demara și proiectul Casa Cânepii. Această căsuță are un rol experimental și demonstrativ, iar pentru construirea ei va fi folosit un amestec din diferite tipuri de var și cânepă. Începem proiectul Casa Cânepii. Casa Cânepii va fi o casă experimentală construită din cânepă și var.